Ok, Dana, așteaptă-mă la școală, mai am o oră, apoi am antrenament, apoi merg cu fetele la cafenea și apoi mergem acasă. Bine, Diana, nu te îngrijora, sunt deja adult. Bine. Ascultă, Aisa, nu-mi mai apelă de comandă. Ce bine, Aisa, că te-ai întors. Brovatski nu făcea o treabă bună. Stați, fetele, așteptați un minut. A rămas un mare haos după Brovatski. Ce-a vândut el pe aici? Unde, Diana? Unde s-a dus? Brovatski n-a vândut nimic. Le-a dat fetelor produse gratis. Dima, Aisa nu trebuie să știe asta. Ați văzut, băieții, Aisa s-a întors. În sfârșit vom primi comanda mai repede. Aisa, adune pizza preferată. Ok, Dana, mai ții minte? Nu trebuie să vorbești cu șobolanii, Iana și Lealea. Iana, țin minte să nu vorbesc cu șobolanii. De asemenea, dacă cineva te jignește atunci, îți spun ție imediat. Foarte bine. Colegi, bună tuturor. Bună, elevilor. Dana, ține jentuța. Smiley, bună. Bună, băieți. Bună, Diana. Bună, Diana. Ai venit cu fetița azi? Da, am luat-o de la școală. Vai, bine ați văzut pe cine a dus cu ea. A venit la școală cu sora mai mică. Școala asta arată ca o grădiniță. Se comportă fix ca Diana, nici nu intra bine și deja se dă cu ir. Da, Smiley, Frog, să știți că aud totul. Mai bine o lăsați în pace pe sora mea. Diana, sunt aici. Bună, Knopa. Oh, Ice, bună, te-ai întors? Da, Diana, bună, m-am întors. Am o mare problemă aici. Imaginează-ți, Diana, Brovatski le-a dat fetelor toate comenzile gratis. Ice, păi așa e, Brovatski. Fă-mi, te rog, o ciocolată caldă. Diana, deja ți-am comandat. Va fi gata într-un minut. Da, băi, citați-vă la sora Diana, e o micuță care se dă mare. O fetiță cool. Dana, uite ce am eu, văd că tu deja îți vopsești buzele ca o micuță prințesă. Da. Doar iubitul meu are voie să-mi spune că sunt prințesă, ai înțeles? Ce? Ce-a fost asta? Micuța te-a făcut? Relaxează-te, copil, asta e școala Dianei. Da, sora mai mare a învățat-o pe cea micuță cum să le răspundă băieților. Fetelor, Nastia a flirtat cu alți băieți la școală cât am lipsit. Păi, Ice, după cum vezi, Nastia nu e la școală. Nici măcar nu știm unde e și a închis telefonul și a dispărut. Hei, dragă, nu te-ai plictisit? Dima, ce tu șușătai acolo cu Costea, vorbeați de mine? Cacao? Și ceai de lămâie? Eu n-am comandat ceai de lămâie, am comandat ciocolată caldă. O, Carina, nu mai distruge creierii, bea ceai de lămâie, pentru că Costea va fi mai ieftin. Ice, unde-i comanda noastră? O aduc acum. Ice, deci spune-mi, unde ai fost? Ai lipsit așa mult. Am fost în vizită. Ascultați, fetelor, cine l-a lăsat pe Brovatski aici? Nu sunt destui bani în casa de marcat. Ice, nu pe noi trebuie să ne întrebi, ci pe Brovatski. Ascultă, iubito, nu mai sta lângă Ice, vino aici. Bine, Ice, mersi pentru ciocolată caldă, mă bucur că te-ai întors. Gigi, uite, o iei așa și lovești. Oh, Patrick! Ok, Iulia, nu vom lăsa acest cuplu drăguț să ne învingă, haide. Da, nu-l vom lăsa. Pui mâna aici și lovești. Uh-huh. Bine, bine, stai. Da. Dacă vine, opa! Da, da. Ok, ba! Stai că țin bine așa. Dă-i. Ei, să ne jucăm doar noi, ajunge cu învățatul fetelor, cum nu se poate învăța nimic. Tu puiuț, de ce pierde? Pentru că lovești încet cu mâna. Patrick, încă un gol, ești cel mai tare din lume. Rataților, chiar trebuie să vă căutăm? Profesorul a spus să verificăm cum v-ați pregătit pentru spectacolul de Valentine's Day. Oh! Yeah! Băieți, uitați-vă, au venit două vedete din școală. Sper că ați repetat și nu v-ați jucat doar jocul ăsta. Așa că haideți, arătați-ne ce ați repetat până acum. Eu și Patrick avem totul pregătit și vom avea cea mai bună scenetă. Da, și noi am repetat. Noi trei vom face o scenetă. Eu, Puiuț și Brovatski. Foarte bine, minunat. Acum arătați-ne, ratați-lor ce ați făcut. Vă așteptăm în hol. Nu, dar ce e asta? E ok? De ce le-a pus profesorul Mike pe ele să ne verifice? Și cine sunt ele până la urmă, niște șobolani? Bine, prieteni, să mergem să le arătăm ce-am pregătit. Vor nebunii de-a dreptul. Dar vor fi șocate. Knopa, te rog, lasă-mă să stau lângă Diana. Lângă Diana stau eu. Smiley, ce contează unde stai? Oricum nu faci parte din clasa asta. Dar avem o lecție comună. E, copii, liniște? V-ați ales deja profesiile? Mă întreb cine ce vrea să devină. Ce-i cu întrebările astea stupide? Sunt de grădiniță. Nu e nimic pentru copii. Deci eu vreau să devin florăreasă. Ador florile, dar Timur nu-mi dă niciodată flori. Knopa, nu minți! Florăreasă interesantă, ce vrea să devină Stella? Profesor Mike, eu vreau să merg la facultate ca să devin veterinar, iubesc pisicile și căței. Ce? Vorbesc serios? Dacă memoria nu mă înșeală, tu ai spus că nu-ți plac animalele pentru că ești alergică la ele. E bine, Diana, tu ce vrei să devii? Diana, sunt alergică la tine. Oh, profesor Mike, mi-ar plăcea să fiu psiholog. Dar deocamdată doar mă gândesc la asta. Copii, sunteți minunați! Mă întreb ce vrea să devină Smiley. Profesor Mike, visul meu e să devin un soț minunat și un tată grijuliu pentru copiii mei cu Diana.
Smiley, asta nu e o profesie. Vrei să te hrănesc și să te întrețin eu? Smiley, în locul tău n-aș grăbi lucrurile. Diana, ți-a spus că Smiley nu e un bărbat de viitor. Eu ar trebui să fiu în locul lui. Da, profesor, Mike Dean a ales profesia de racer. Da, pe motocicletă, ui. Racer, auzi. Profesor Mike, eu deja am o profesie, sunt barman. Băi, ce alegeri bune, urmați-vă visele ca să reușiți. Eu doream să fiu astronaut. Knopa, imaginează-ți, profesorul nostru voia să fie astronaut. Să-i punem o poreclă nouă, astronautul Mike. Copii, nu e amuzant, chiar îmi doream să fiu astronaut. Dar părinții mi-au spus: fiule, tu vei fi profesor. E trist, profesor Mike, trebuia să vă urmați visul. Acum ați fi zburat undeva printre stele. Da, dar acum vă învăț pe voi. Deci să continuăm. Timur? Eu nu mi-am ales profesia încă. Tata mi-a spus că îmi poate cumpăra și îmi poate da orice. E clar? Sigur, sigur. Da. Se dă mare. Diana, ok, nu mai spune, iubitul meu. Knopa, dar de ce se dă mare? Ochii tăi sunt ca un ocean, mănec în ei. Gigi, părul tău e ca vântul care-mi gâdilă fața. Iar sărutul tău... Stop! Asta nu e o scenetă, e nașpa. Trebuie să refacem această scenetă imediat. Nu pot să înțeleg ce anume nu vă place. Eu și Patrick am pregătit o scenetă așa cum am simțit. Ne iubim atât de mult că a făcut o scenetă despre iubire. Ascultați, dragostea e ca un măr stricat. Da, asta nu e dragoste, e ceva nașpa, refaceți. Repede. Iulia... Patrick, nu înțeleg de ce nu le-a plăcut sceneta noastră. Nu știu. Așadar, sceneta noastră se numește Triunghi Amoros. Haide, Iulia, arătați-ne ce ați pregătit. Puiuț, am vrut să spun că nu te mai iubesc. M-am îndrăgostit de altcineva. Iulia, ce? El e mai bun decât mine? Păi știi, are o grămadă de bani. Bicepsii lui sunt mult mai mari. Arată-mi unde e. Aici e, îl iubesc mai mult decât pe tine. No, Iulia, crezi că voi renunța așa de ușor? Wow, hei băieți. Mi-a iubita mea. Nu, deja e a mea, pe mine mă iubește. Băieți, calmați-vă, puiuț, nu te iubesc pe tine, iubesc pe el și gata. Șobolanilor, uitați-vă, eu și Patrick avem o scenetă mai bună decât a lor. Oscar. Iana, ce Oscar, faceți mișto de mine. Sceneta voastră e îngrozitoare. Vom lua alți elevi din alte școli pentru spectacolul de Valentine's Day. Ascultați, nu veți pleca de aici până nu veți face un spectacol normal. Eu și Iana mergem să bem un latte, ne întoarcem să vedem spectacolul normal. Aoleu, băieți, ce să facem? Gândește, Iulia, gândește! Prieteni, care e problema? Să facem o scenetă cu toții. Eu voi fi vedeta, iar voi veți fi fanii mei înnebuniți. Veți cădea la picioarele mele. Gigi, sunt gata! Vezi asta, Gigi? Așa vei fi tu vedetă. Ok, băieți, să ne gândim la altă scenetă. Și cine e copilul ăsta din școala noastră? Asta e sora mai mică a Dianei, Dana. Ah, Dana, bună! Fetelor, Diana mi-a spus să nu vorbesc cu voi pentru că sunteți șobolanii din școală. Dana, ce spui? Ce fel de șobolani suntem noi? Cine ți-a spus asta? Noi suntem hamsteri. Drăguți și pufoși. Fetelor, îmi pare rău, dar nu-mi inspirați încredere deloc. Ce? Ce-a spus? Lealea se comportă fix ca Diana, să mergem. Grăbește-te, Carina, cât nu e nimeni aici, vom fura două rulauri. Ups, păr verde, nu suntem singuri aici. Bună, Dana! O, fetelor, bună, v-ați decis să furați rulauri? Plecați, nu voi spune nimănui. Nu, Dana, cum să spui așa ceva despre noi? Noi doar chiulim de la ură. Ce strălucește așa, e interesant. Fetelor, asta e cutiuța mea, are tot felul de bijuterii frumoase. Putem să vedem și noi? O, ce brățară frumoasă! O, Dana, nu vrei să mi-o dai mie? Se potrivește cu inelul meu! Ce? Brățara e așa frumoasă și drăguță, mama ta ți-a cumpărat-o? Fetelor, dați-mi repede brățările înapoi și de fapt le-am primit de la iubitul meu! O, iubitul ți le-a dat? Păi da, nu poți să dai cadouri de la băieți! Ascultă, hai să facem un schimb! Noi îți dăm pixuri, iar tu ne dai brățări! Fetelor, nu vom face niciun schimb și dacă mai insistați, îi spun Dianei! Da, ți-am spus că ea... Uite, deja sunt aici. Am simțit că vom veni noi. Fetelor, bună! Bună, fotbaliștilor! Ascultă, Dima, iubitul acestei fetițe, i-a dat niște brățări așa frumoase și eu vreau de alea. Dana, te rog să le arăți băieților ce fel de brățări ai tu. Aoleu, băieții s-au ars! Uitați-vă aici, băieți! Și? Cum știi? Iubitul i le-a făcut cadou. Dar eu, dragul meu, Dima, n-am nicio brățară. Vi se pare normal că o fetiță mică primește brățări frumoase, dar noi nu? Păi, dați-le iubitilor voastre brățări!
Băieții au auzit. Aoleu, Ice. Ice nu e, putem lua totul pe gratis. Prieteni, orele-s gata, unde vreți să mergem? Atât vă rog să nu mergem la pizzerie, deja am mâncat pizza la cafeneaua noastră. Eu propun să mergem la cinema, la un film de groază. Serios, să ne uităm la un film horror și să mâncăm popcorn cu brânză. Fu, nu vreau popcorn cu brânză, are miros de ciorap murdar. Nu, băieți, eu nu vin la cinema. Haide, Diana, acceptă, uite, toată lumea vrea să meargă, va fi plictisitor fără tine. Prieteni, dar știți foarte bine că nu-mi plac filmele de groază. Da, îmi plac filmele de groază cu fantome sau cu vrăjitoare, dar nu ce vreți voi. Ok, iubito, atunci să mergem la o animație de adulți. Hai, Smiley. Deci, mergem sau nu? Pentru că stomacul meu plânge după popcornul cu brânză. Diana, acceptă, te rog. Diana, sora ta mai mică, vine cu noi? Soră? Dana? Aoleu, băieți, am uitat de Dana. Haideți, vă rog, să ne grăbim. Acum, da. Mua, draguță. Cine-i fetița care se rujează aici? Iulia, mie mi se pare sau oglinda noastră e ocupată? Oglinda voastră e a mea acum. Ce? Bine, fetelor, doar glumeam, dar nu-mi pare rău, vă puteți pudra nasul dacă vreți. Nici nu avem machiaje. Da, nu le purtăm cu noi, deși am buzele uscate. Bine, fetelor, puteți lua, cu plăcere. Mulțumim, Dana. Fetelor, dar să-mi dați machiajele înapoi. Da, ți le dăm. Gigi, uite cât de cool e sora mai mică Dianei. Da, serios, ne-a dat rujul ăsta și parfumul. Da. Dana! Oh, Diana, ți-ai amintit de mine? Dana, da, în sfârșit, știu că am uitat de tine, dar e totul ok? Nu te-a jignit nimeni? Eu zic că e totul bine cu micuța. Diana, ziua petrecută în școala ta a fost super! Mă bucur să plecăm. Da, Diana, i-am gentuță și să mergem acasă. Dana, dar dacă nu mergem acasă, ci la cinema? Diana, s-a terminat ziua ta la școală, atunci hai acasă. Vai, băieți, trebuie să merg acasă. Și dacă îți dau acest Mickey Mouse, uite ce drăguț e. Dana, deci? Bine, insistenților, să mergem la cinema. Smiley, ești așa inventiv. Ai găsit slăbiciunea surorii mele mai mici. Bine, să mergem? Dragilor, dați like, abonați-vă la canal, apăsați clopoțelul și așteptați noile episoade. Ne vedem curând. Pa, pa, pa. Iar noi mergem la cinema. Haideți repede. Ce? Vorbești serios? Dacă memoria nu mă înșală, tu ai spus că nu-ți plac animale. Copii, nu e amuzant. Chiar îmi doream să fiu astronaut, dar părinții mi-au spus... Nu, Dana, cum să spui așa ceva despre noi? Noi doar chiulim de la oră. Ce strălucește așa, e interesant. Da, sora mai mare a învățat-o pe cea micuță cum să le răspundă băieților. Bine. Păi, stai, Patrick, nu mă țin așa. Uite, uite că te... Opa!